Zic că, domnule Emilian, am ajuns la dumneavoastră cu prietenul meu Dudu și cu fratele lui. Am venit la dumneavoastră să vă vedem și să vă salutăm și să le revedem. Bine ați venit la noi. Așa, și să le revedem pe frumoasele prințese. Și frumoasele râvnite. Da. Așa, hai da, dragă. Hai. Hai, Dana. Ia-i Dana. Da. Hop, hop. Puteți să întoarceți un pic așa, așa. Zii, primește. Primește, zii, viște. Așa, lăsați așa. Domnul Emilian. Așa. Ia-i Dana. Da. Am uitat ce vârstă are. 7 ani. 7 ani are. 7 ani. Da. Frumoasă, văd că e pe sufletul dumneavoastră, e liniștită, nu se scutură pe lângă dumneavoastră, nu. Să vă supere. Nu, nu, nu. Așa-i? De ce nu pleacă el de aici? Da. Pentru asta. Cum vă simțiți dumneavoastră așa? Bine, așa-i? Cu caii v-am născut și cu caii mor. Da, vă văd că sunteți cu zâmbetul pe buze, ăla e un lucru foarte, foarte bun. Da. Și... să fim și noi tineri, tot așa, cu zâmbetul pe buze și cu credință și cu... Da, da. Bine zic, nu? Da, bineînțeles, sigur că da. De altfel, nu. Nu statiele, tăti atâta timp. A, puteți să o duceți un pic încolo. Da. O să stresăm un pic cățelușul de pe chinez, da? Nu cred că se supără tare, fai? Da. Ce am vrut să vă întreb, domnul Emilian? Da. Ia trebuie să fete, așa-i? Nu, nu s-a fata niciuna. Nu le-ați dat la muntă încă? Nu. Urmează să le dați la muntă? Urmează, cred că. No, de-abia așteptăm să vedem niște mânzuțe. Să dea Dumnezeu, să fie. Da. Mie ce e, bă? Da. Vine băiatul prietenul nostru. Da. Să ne ajute. Numai să... stați așa, o ții tu. O ține băiatul și îi va duce alta. Mă stai grijă de jabra aici, da? Unde o să rămâi încolo? Acolo ni pe colț, la trepte. Atacă la gât, atacă la gât cățelușul. A, la gât atacă. Nu, la picioare. Dudule, trebuie să ai grijă? Că ăsta se urcă așa pe tine, eu, cum se urcă... Țin de lanță, îndată. Auzi, ăla se urcă pe tine cum se urcă, cum se urca Ion Creangă în cireș. Da. Că n-are pupă, da. Sprățric, domnul Emilian, aici... Sprățric, preu. Pe ea, cum o cheamă? Pușa. Aici e pușoara dumneavoastră, Pușa. A doua e pușoara pe care ați scos-o din grajd. Aveți un graj foarte frumos din câte văd eu de aici, din exterior. Puteți să o scoateți de tot și să o învârtiți un pic. Puteți să o învârtiți aici pe loc. Da, uite, cățelușa e cu minte așa și iubește pe cai. Hop, hop. Da, e învățată cu cai. Aha. Nu e învățată cu oameni străini. E de la Nelu Crăciunescu, de ce? Da. Ce am vrut să vă întreb? Pușa ce vârstă are? 8 ani. Așa? Puteți să o duceți dacă... Hai. Nu vă e foarte greu sau nu vă stresăm noi. Da. Du-te și tu un pic cu ea, du-te și tu. Du-te pe el și du-te, du-te. Am uitat cum se întâmplă cu fratele tău. Costel. Ah! Costel? Costelul? Costelul chiar, nu? No, fain nume. E frate, păi acum poate eu s-o apucat de sport, cred că și eu o slăbit un pic. Așa? Domnule Emilian,
Eu cred că puteți să-i dați apa la Costel să o țină. Ține-le pe amândouă, Costel, că domnul Emilian nu scoate și patria. Scoate și patria și pe aceea și după aia, da. A patra. Învârte-le și hai pe, cu ele. Pe. Le-ați făcut ușă, le-ați făcut o ușă pe măsură. Fete-i după sac, alții după ac. Da. Ce faci, dragă? Fii atent, Gina. Ce, fii atent ce, ce pleoape frumoase are. Fii atent ce pleoape frumoase are. A, o aduceți mai aproape, vă rog? Hai, hai să vedem niște pleoape frumoase de domnișoară. Op. Ia, așa. Așa. Uite-te acolo. Tu fii atent aici, Ani. Uite ochi frumos. Ha. Hai, Gina, Catalina. Poți să te duci după. De fapt, stai, stai. Stai că se întoarce domnul Emilian. Hai, hai, Gina. Liște, Gina. Gie, hai, Gina. Du-te mai pe parte să se vadă. Sau du-te cum poți, că n-are nimic. Costel, Costel, ajută-l pe domnul Emilian să le lege, te rog. Ai o așa gene frumoase alea? Mm-hmm. Ha? Da. Dar femei nu au așa gene frumoase, cum ați? Pe bune! Cum ați le tencuieze, n-au ai. E, da, eu zic originale. Originale? Nu. Păi vorba de original aici. Vezi, are așa pate, mă, fac, una, două, se legă, ce vrei. Da, nu? O iei de la cap. Vă, v-ați cumpărat cauciucuri așa pate la mașină, v-ați cumpărat? Nu. Nu, ați văzut. Mă te trezești că la ăsta dai într-o groapă și bâm. Aici am mai să mă de ce. Puteți să rămâneți acolo. Acolo. Hop. Prime. Domnule Emilian, aici le-a spus pe toate frumos. Una lângă alta. Ia-i... Gina. Gina, Dana. Pușa. Pușa și Dana. Așa. Da. Gina. Vreți să plimbare? Gina, Pușa și Dana și acea mică, cum o cheamă? Flica. 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 Îți curios să vedem pe Flica afară că tura trecută era foarte agitată. Da, că acum e mai ce. Mai agitată. Asta e. Da. Haide-mi pe la poartă, hai. Dă-te de acolo. Foarte cuvință. Da. Mai mergeți o dată încolo, vă rog. Dar și pe ceilalți, s-a făcut în vară și am pus direct la transportul, am o prelată, zice, jumătate de laterală, de la tir. Nu, s-a la final. Nu știi ce e de la scurie? Te folosești, nu obtenți. Nu am de ce. Nu,
Op, 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 op. Ne-ați luminat ziua, ne-ați făcut o zi frumoasă, deși e soare afară, dar ne-ați luminat-o mai tare. Este cu ce? Da. Cred că... Tri, mă! Poți să-l ajut să le bage. Începem de la Gina. Da. Da, ce să facem? Sunt foarte cuminți. Foarte cuminți. Nu vă supără nici cu privire, stai? Nu. Domnul Emilian, aici ea este, cum o cheamă? Flica. Flica. Flica, o mânzuță foarte frumoasă, în vârstă de? 7 luni. 7 luni. De când am venit? Acum 2 luni, așa făcând. Da, cam așa. Acum 2 luni. Așa. A văzut. Fădie în zarară. Lasă că și ridic ea căpuțul. Tot așa ce? Da. Tot ca așa ce, uite cât ce mărovie. Place? Da, puteți să o învârtiți un pic pe loc, vă rog. Uite, până acolo. Da, da, acum m-am dus în urmă. Hai, hai. Cred că de a-ți da drumul pe aici, cred că nu m-ar, nu m-ar zbura și cușca da, cățelușului. Dar când te bagi în fața ei, dacă nu ești atent, îți sare în cap. Păi n-a, de ce? Păi e ca și e un copil așa. Mai duceți-o către soare, vă rog. Bun casă. Oră, stai asta până tu. Scoateți-o la soare și aduceți-o la soare. Așa. Ce-ar zbărda ea să-i dai? No, bine. Ieri a fost pe afară. Unde? În livadă. Ați lăsat-o? Da, bă, le dai în spate, tete. Numai că e noroi, așa-i? Da, acum e noroi, sau în zăpadă. Atunci, când a scos-o în livadă, era înghețat? Înghețat. Am înțeles. Da, da. Dacă vineam de dimineață, era înghețat, le puteați da drumul, așa-i? Da. Nu a fost înghețată. Nu a fost înghețat. Puteți să o băgați, puteți să o băgați pe Flica înăuntru. Și niște lemni pe acolo. Oh, 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 oh. Ce e Flica? Cât căi? Măiță, hai. Știe ceva. Stai să mă aduc eu să-l dau. De-aia, uite, nu. Hai, ce? Hai.